În acest weekend, comuna Prisăcani din județul Iași a răsunat de veselie, devenind deja o tradiție. Roadele din Prisăcani și Festivalul Național de Folclor Mugurașii sunt două evenimente care i-au adus pe localnici împreună, în cânt, joc și voie bună. Prima zi a evenimentelor a debutat cu un târg de produse tradiționale, unde gospodarii comunei și-au expus roadele pe care le cultivă sau le comercializează. Despre produsele care le vedeți aici prezentate la această festivitate a comunei Prisăcani. Roadele de Prisăcani sunt produse cu mâinile mele, originale, ecologice și dacă vrei să te sănătos, să mănânci sănătos. Produse făcute în grădina mea. Deci stup să ocupă băiatul meu, Buruianu Cezar Ionuț, și-l ajută și taică-s-o. Momentan este plecat chiar la stup. Este o muncă enormă. Vara, când este foarte cald și noi stăm la umbră, el este mereu între stupi. Am obținut disalcâm, dar foarte puțină, pentru că vremea a fost nefavorabilă. Pentru merea de tei, eu plecat în deplasare la Chicerea, un sat vecin, iar poliflora o avem de aici, de pe loc, din comună. În cea de-a doua zi, localnicii și musafirii au participat la Festivalul Național de Folclor, unde peste 400 de tineri din diverse zone ale Moldovei au cântat și au încântat privirile celor prezenți prin costumație și dansuri specifice zonei lor. Sportul nostru este alcătuit din poale, catrință, e și bundiță și baticul pe care îl purtăm pe cap și uneori câte o floare roșie. Ceva specific zonei tale, prin care te diferențiezi tu față de ceilalți participanți? Prin accentul nostru, prin dansurile pe care le avem și în rest nimic. Suntem la fel, toți suntem legați prin dans. Din ce zonă provii? Provin din Moldova, din Târgu Neamț, județul Neamț. Noi suntem din zona Taslăului Sărat, bazinul etnografic de acolo, iar portul nostru este un pic nu prea diferit de ceea ce se poartă. La noi e specific culorile roșu și negru, iar catrința e în dungi ca peste tot din zona Moldovei. Evenimentele de acest tip sunt cu adevărat o bucurie pentru cetățenii comunei Prisăcani și contribuie la păstrarea și transmiterea mai departe a portului popular.